Bună seara, prieteni! Bună seara, seara acum! E seara! Bun. Uitați, soacra mea conduce mașina mea. Bună, prieteni! Am rămas pe mașina Lumina, care ziceam că nu o să pun mâna pe ea în niciun caz. Dar nevoia mă face obligată. Vezi că e bună mașina mea, vezi? Pentru că nu mă descurc să merg pe jos. N-am avut încotru și merg așa cu încet, așa mai încet, mai cu a doua, mai așa, mai nu pornește câteodată, mai mă enervez, până nu pornește. Are și mașina toane cum avem noi, prieteni. Dar da. E bună, zic că e bună. E cam țăcănită, așa cum suntem noi, eu recunosc fapta. Ui, nu văd nimic. Cum e țăcănită? Merge, nu mai eram învățată să schimb, dar mai schimb. Eu zic că merge mașina. Dar ce-am făcut odată? Mai vine Dănu, stai Dănu și te uiți și nici nu vorbești, Dănu. Am pus piciorul pe frână și am pornit. A, vrei să pornești cum e hidramata? Da, cum era a mea. Și ce să fac cu ei? Și ți-a dat brânci? Da. Recunosc asta. Dar fii atent în mers. Eu sunt pe piață. Mamă, să nu faci să calci frâna cu... Uitai să schimb, vă uit. Da. Să nu calci frâna cu stângul, să dai cu capul de volan. Uitați-mă, ziceam că doar cu un picior să fac treaba, cu dreptul, cu al stângul nu. Pa, și să uiți că ai ambriaj. Hai să mai vorbim aici. N-am ce să fac, sunt, am luat-o total așa de luni. Iar zic că îți dau comentarii, tu ești întoarsă de în fiecare zi, tu ești supărat, alții. Tu că eu vreau să fiu așa. Sunt așa, Leo e acasă, n-am mai plecat. Acasă n-am putut să filmez că nu am gătit prieteni, am mâncat ce era făcut pe acolo, am avut pui cumpărat, ce cumpăra să lua Alin ieri și Alin, am plecat și n-am mâncat. Am mâncat și noi ce am primit un flocon așa mâncărică de la o nuntă. Ne-a adus să mănânce calm și n-am gătit prieteni nimic. Da, bine, hai că am făcut niște cartofi luale, s-a dat. Am făcut niște cartofi prăjiți. Iar sună poșta. Nu ți-l las. Cum aici? Păi nu te văzut în mașină? Bă, da, nu știu nici cum să... Stai să mai vorbesc aici. Prieteni, n-am făcut nimic acasă. N-am măturat curte, n-am făcut nimic. Acum spălam voastre și mi-a venit nebunie. Nu mai spun niciun vad nimic, hai să plecăm și noi așa de nebunie. Păi nu mai cu eu rană. Am zis, hai să mergem și noi peste bucătare. Hai. Cum venea patroana. Poate mai schimbăm o vorbă, un subiect, mai aflăm și noi ce se întâmplă. Caz în canalizare. Hai să ne dăm jos că asta nu înțelege. Hai. Hai. Vezi cu telefonul pornit așa cum zicea patroana. Așa să vedem ce face bucătarul, ce a pregătit să mâncăm și noi când am săturat de carne. Am venit să-l mâncăm bucătara. Să mâncăm la bucătară și am scos carne de la găletă mai înainte. Nu mai mănânc nici carne, poate a făcut, am văzut că am mâncat numai tocăniță, în tocător de lemn, în alt. Au! Te-a zis, vă zic, hai da! Copilul meu, unde ne-am certat toată ziua, prieteni. Din cauza că stă în apă, în apă rece. De când a cumpărat piscina, nu mai e acolo. Trebuie acum să fac o postură de pădurile lui la fiecare zi. De nu, mi-e de ajuns să bași benzină, mamă. Păi nu mai vă dau vouă bani și băgați voi. Vă dau câte 20 de lei să băgați benzină. Atât, nu mai mult. Nu mai mult. Oricum n-am văzut mai mult de 20 de lei în viața ei, de când am luat-o. Atât v-am dat afeară. Da. Bă, de ce vă? Bă, ia Alex! Alex, nu ți-e rușine! Copilul oamenii și sunt pe mașina lor. Bă, de ce frumoase sunt. Am vrut să venim și noi la furtuna, că e sărbătoare și de aia n-am vrut să fac treabă. Că aveam ce să fac. Dar am zis să stau mai încet așa, să nu fac de sărbătoare treabă. Mașina, Alex! Sărbătoare la lui este și mâine, că e marța trăinetelor, mai ca rusoalele. Nu e! Cine a zis? Uite! Uite! Lanțul pe poartă, nu e acasă, ce mamă! Ce noroc am avut! Gura lui patroan, așa aici a fost. La unde sunt oamenii ăștia? Au închis câinile și au plecat! Ia să vedem! Cutuna! Am venit și eu odată în viață la Cutuna, fără să știe. Cutuniță! Dacă vezi vlogul, unde ai plecat? Mașina e aici, dar s-a opitulat că venim noi. Ok, s-au pus la cât. Dacă... Vecinii, unde sunt vecinii, nu știi? Plecați la mare. Pe mașina e afară. Nu ai sticlă, nu ai
Cutuna! Dai că Cutunița nu e acasă? Hai la, la Sorusa, la Persida. Cu trenul la mare. Mamă, mi-am văzut ce vă plăc, țapă. Eu acum am văzut că și-a pus oamenii ușa de termopan. Acum ai văzut? Da. Unde? Ia să-l faci tu la casă. Eu, ale mele de lemn. Păi și ce facem, mamă, aici? Stăm și ne uităm pe gard ce a făcut nou și ce nu. Sunt închiși în casă. Nu sunt. Cu mașina aia cu ce-a plecat? Nu știu. Păi tu nu știi unde sunt vecinii. Ce vecini ăsta care nu știe? Cum ce vecini? Unchiul meu. Păi dar nu știe unde plecă. Hai la el. Hai că revenim, prieten. Am căutat-o pe Cutinu, Cutuna, pe bucătar și nu sunt acasă. Dar unde o fi? Fatana, când venea, imediat îi găsa pe bucătar acasă, găsa și mâncarea masa pusă. Noi n-avem noroc de nimica. Da. Și am venit, prieten, la sora lui Cutunița. Am venit la... Uitați copiii să joacă. Am venit la sora lui Cutunița, la Persida. Leonardo! Bă, copii! Uitați, prieteni, au varză. Varză care vândei prin sate. La Marco, că știe. La Marco, care vinde... La unchiul lui Lumina, care vinde cu duba, roșii, varză, castraveți, ardei. Dacă aveți nevoie de legume, contactați pe Marco, cum ești pe Facebook să te caută lumea. Marco Mexu, uitați-le Marco Mexu, el vinde legume, se ocupă cu legumele. Lasă-le varza aici, ce ai cu ea, că s-au pălit foile, ălea o curăță, e bună. Varză albă, n-am mai gătit nimic, nici o mâncare să mâncăm și noi. Avem și noi mâncare de la nuntă, ne-au dus de la o nuntă. Dar nici nu putem să mai mâncăm pe căldura asta. Păi atât de cald. Avem o surpriză la cuptor. Ce surpriză la cuptor? Bă, Leonardo, bă! Nu mai mâncăm să fie ciofi. E cald. E foarte cald. Mai durează puțin. Prieten, patroana cu Leo este acasă amândoi. Cu nebuna de Olga. Acum nu e Olga, a plecat acasă, dar a fost. Îi luase Olga bodyguard. A zis, dacă o supărăm, ne bate pe noi. Vorbește numai tâmpenii, Olga. Hai că revenim. Am venit cu copiii să văd că nu mai faci așa când pleci pe ei departe. Uite, e tot aia. Ne-am mers bine, am venit să căutăm și noi bucătarul. Mamă, dă-te mai încoace, nu te vezi de soare. Nu mă văd de soare, uite, uite, uite. Leonardo se joacă. Uite ce fi. Uitați-o și pe Andreea. Andreea? Da. Da, Leonardo. De aia vorbești? Vorbești, dar mai era așa. Vorbești așa mai puțin. Mai puțin. Dar cine e fata ta? Da, e fata lui Leonardo. Încă nu fac bucată, n-am dat cu bucată. Să joacă și acum cu nu poate să joacă pe stradă că trec mașinile cu viteză. Am plecat și noi așa prin vecin casă din casă, cum pleca patroana, vezi? După aia mergem și la dănuț puțin. Ce să faci? Nu e acasă. Vezi? Așa pleca patroana, să filma, dădea la telefonul la unul pe stradă care trecea, filmează-mă, ăla filmează-mă. Păi da, și-și făcea treaba. Da. Am zis să nu mai filmăm acasă, să vă arătăm în altă curte, altă, pe stradă. Altceva. Păi toată ziua în curte, aceeași curte, aceeași bucătărie. S-a plictisit prietenii să vadă, toată ziua suntem în curte, toată ziua măturat, spălat vase, mâncare. Uite, hai să vezi. Și n-am vrut să gătesc, nu știu ce. Așa? Nu, n-am fost să facem baie. Am fost așa. Ar trebui să facem baie, să mergem mâine. Să luăm o râie de aia, trebuie mâncă pe ele. Trebuie să zic costum de baie. E, costum, intrăm cu fustele. Voiam să fac niște macaroni de cu brânză, da. Aveam brânză, aveam ouă. Cel mai bine, prieteni, scrieți-ne în comentarii ce vreți să facem mai bine. Ce v-ar place vouă. Ce vă mai place la noi?
ce vă place și asta facem. Trebuie să mergeți la poate mare. Că e și din cauza, că am povestit ieri când am filmat, din cauza problemelor sunt așa de irritată de nu mai pot. Că dacă tot mă gândesc, să mă gândesc, parcă nici nu mai vine să filmez, nu știu de ce. L-ai lovit, Alex? Ia vină la mamă. A, nu! De domnul meu. Am dat drumul, mamă. Oprim, facem pentru că mai urlă copiii să mai bat. Așa sunt ei. Se urlă copiii, Alex e cam agitat, nu ne mai înțelegem. Noi am mers, prieteni, la mănăstire azi. Dar noi n-am filmat acolo, că nu-i bine să filmăm că mergem la mănăstire. Atâta lume a fost acolo. Ia zi lumină, câtă lume a fost la mănăstire. A fost foarte frumos la biserică. Cenă acolo. Mare, înaltă. A fost lume, cenă. Poliție, mașini. Nu, mami, lasă-l așa. Mașini de nu aveam unde să parcăm. Și ce-au fost aia îmbrăcați așa? Căluși? Ce-au fost aia? De rusali au dansat, au făcut, Doamne! A fost foarte frumos. Dacă film, dar n-am filmat să arătăm de ce. Da. Eu nu vreau să fac așa, ca să fac bani de pe urmă, că urma că mă duc la biserică, nu? A fost că foarte frumos. De vizualizări. N-am vrut să filmăm. Și a fost un părinte foarte bătrân, călugă. Bătrân, bătrân! Doamne! Ai fost, unchiule, la biserică. Unde? La biserică astăzi. La mănăstire. La mănăstire, n-ai fost? Era foarte frumos la sus, no, acolo. L-a miruit, ne-a dat colibă, am luat, cred că, 3-4 pahare de colibă. Am luat multe. Unchiule, ți-am adus și ție colibă astăzi, știi? I-a notat lui David la poartă când am trecut. Da, dar n-am. Păi la mine e frigidere, n-am mâncat din ei, nu mănânc colibă. I-am adus și lui, pe vreme. Eu am luat așa pentru colibă. Bine că e sărbătoare, azi avem și mâine sărbătoare. Mm. Mâine cred că avem o zi de sală, că e mare. Mă ieși pe mine mâine. Mâine, și după aia ne mai apucăm de treabă. Cafea puțină, hai mersi. Asta e verișoara lui domnul Leo, l-a mai fost pe aceea. Dă-i pe mă. Da. Dă-i, David, te rog frumos, numai să nu mai țipe. Este sora lui Cutunița. Ea nu-i că e cutunița. E sora lui Cutunița și mătușa mea. Spune lumea Fanii. Că vorbește de mine. Că eu cam sunt cu tine, nu știu dacă ai mai auzit o singură dată în video. Auzi că vorbește Cutunița din mine. Pe Cutunița ține cu Leo, cu Dana, cu ăștia. Cutunița e partea lor. Să se ducă la ei. Să se ducă, eu sunt cu tine. Ea, ea e sora lui Cutunița, dar e mai slabă. Am copilărit împreună și eu sunt mai mult cu tine. Așa, cu pe Alin, pe Ursul. Dar cum e mai slabă decât Cutunița? Se menține mătușa. Eu muncesc mai mult. Cutunița, n-ai văzut ce mănâncă? Hai să o bârfiștire pe ea. Ai văzut câtă mâncare mănâncă? În fiecare zi, numai grătare, numai pipote de curcan scumpe, numai alea. Dar ce a făcut? A căzut pe scară și a rupt fundul. A rupt spatele. A rupt spatele, mi-a zis să rupt. Dar ai văzut? Numai mâncare, numai mâncare. Unde e băgă atâta mâncare? Unde? Noi mâncăm o țână așa din picioare, ca să facem, ca să mănâncă copiii, dar noi nu. Atâta mâncare. Prea de tot. A fost și la mănăstire astăzi, am văzut-o. Prea de tot mănâncă. O, s-a făcut ea cu bubai, zice că se duce în piață, face o filmare, că se apucă de dietă, să cumpără legume. Și după aia vine acasă și te bară pe carne, face carne. Păi nu, am muncit la bază, la lupeniță, arunc păi cu ei. Păi da, ea muncește, ea umblă cu duba, cu bărbasă, umblă sate, cu legume. Să pare că mi-a picat în două zile. Bine că se ocupă și cu neferoase, cu fiară, cu cupul, cu ăștia ei. Catalizatoare mai multe. Stați că unchiul ne arată câștigul lui din sat, cât i-a rămas la două zile de... Ia să vedem. La două curse cu legumele. Nu, dacă nu te râde, că poate mai târziu nu mai pomine. Poate vedem, ne luăm și noi lubenițe măcar. Păi da, sunteți o veniție, luați-vă dubă și mai după noi. Dubă. Ne trebuie să cumpărăm dubă acum. Da, da mamă, nu, dar merge și cu mașina mea, amică. Să vă arde soarele, să vă bronzați, să nu mai văd soarele de ei. Nu mai da, da. Uite cum sunt eu de bronzați. Băi, te-ai bronzat, asta e. Ia, ultimele, la două curse, da? Nu, o cursă. Păi când bani ai băgat tu, spune. Cât ai băgat-o? Asta e câștigul. Câștigul? Cât ai aici? Păi cât ai băgat-o? De ce nu spui cât 30 ai? 30 ai? 40. Uite, mătușa știe. Nu mai știi numărul la bani. Da, motorina. Pune de-o parte. Motorina, cât ai mâncat-o? Nu, asta e câștig. Bani. Câștigul tot. Da. David! V-a luat multă marfă. Am luat de vreo 40 milioane și am rămas jumate-jumate. Dacă bagi, păi foarte bine dacă rămâne jumate-jumate, e beton. Păi ce mai vezi atâta? Rămâne jumate-jumate plus cheltuială, motorină,
Deci uitați-vă, stai să ne fac și o poză, stai. Ai tot, ai tot ce zici. I-am mai dat și lui patronul și mi-a tras sapă. Locul se 30-40 de milioane, două zile. E bine. Un salariu de avocat. E bine, mă, e bine. Hai că mă duc, Anca, unde e usca cafea, mă, mă duc să aduc... Un file, nu mai ieși pe mine cu tine? Dacă muncești, am văzut că tu muncești, da, o să te iau cu mine. Mie îmi place în sat. Pentru că ție îți place munca, să alegi, să faci bani. Da. Ca să mai pui și tu bani, mamă ta. Așa e, mă ieși pe mine, că eu am zis să iau legume să mă, dar de nu vrea, nu-i place în sat lui Dănuț. Da, pe tine o să te iau, o să... Și singură nu pot să merg. O să-ți trebuiască și ție o dubiță măcar. O să te ajut ca să-ți iei o dubiță. O... Îmi găsești una mică, așa? Așa, o dubiță. Un Renault, ceva, un Kangoo. Da, da. Peugeot, din ăsta micuț. Până și după aia o să zici tu, că nu poți să conduci tu duba. Și mai târziu o să-și iei o dubă. Mai mare, nu, o dubiță mică. Dar eu ar zice că ar trebui să faci cu asta mică, cu mașina. Da, să te mai ajut și eu, te ajut și pe tine, Fanny, dacă vrea. Da. Și ne aduce mătușa. Nu știu ce ardei un prut. Ardei din ce sunt? De carne, cu carne sunt. De oaie. Nu face ea de oaie. Bine, poate că uite de la tine mănânc. A făcut patrona ardei. Nici nu știu din ce erau și n-am mâncat. Eu recunosc. Eu n-am gustat ardei și a făcut patrona. Nu știam ce cărni era aia. Mă gândeam că ea mai face de astea. Mai bagă și de oaie amestec. Și n-am gustat. Mai face ea de și am zis că no, mai bine nu mănânc. Dar o să-mi fac eu ardei odată. Îmi face ardei în rețeta aia. Nu ține aia de oaie. Nu, dar o să-mi fac și eu, dar îmi fac... Cu cartofi și șuncă. Da, altfel. Cu cartofi. Mama făcea cu cartofi. Și făcea cei mai buni, bunica. Abia aștept să ne facă iar din nou. Să vină prieten. Că mai cer că... Să vină acasă bunica să ne facă ea. Și când era acasă, de ce îi făceai așa? De ce? Abia aștept să vină bunicuța mea. Deci venea și ea în fiecare zi să vadă la copilul ei ce face, s-a sculat, doarme, ce face. De ce o supărai? Era așa, avea o țâră invidie, zice că dă la Alan mai mult, că ție nu-ți dă. Zice da, așa. Dacă a lăsat toți galbenii lui frate meu, lui Florin și mie, nu, mi-a dat un fier. Aul, consulți? Pe cine consulți? Pe baba. Ce de copil așa mi-a dat și mie, mi-a dat doar un fier. O, era bine că ți-o dă și eu ea. Păi din atâția galbeni... Abia a promis când o veni că nu mai te cer să o mai superi. Da. Ha? Da, mi-e dor de ea. Acum, vezi? Mai e puțin și stă ea iar pe bancă. Vezi? Ce înseamnă mama? Când o veni acasă, nu mai las două minute singură, umblu după ea și prin curte. A, lasă că iar spui, iar veni femeia ta pe capul meu și strigă la lumină. Prieten, venea bunica ei pe aproape, doar gardă mi de spate. A, lumină, striga să o scoală, nu știu ce-i zicea, că nu știu cine vine. Îi întreba și ea să sună, să o ajută. Lumina nu ieșea din cameră, când ieșea lumina mai târziu așa. Iar mă scoală femeia asta, ea cu patroana, nu mă lasă. Adevărul că mă certam cu ea să nu mai țipe, așa trebuie să intre și să nu mai țipe. Striga de ce? La poartă. Striga de la poartă și eu adormeam pe Leonardo și tot timpul trezea. Dar uite, plecam prietenul undeva, era stăpână, lăsam poarta deschisă, tot avea grijă. Cu patroana era cea mai mare prietenă, dar patroana nu s-a dus odată mai. Cu patroana mâncau aceea. Ea era cea mai bună prietenă, ea ținea la patroana, dar patroana nu ținea la ea. Cu cine să se ținea, dar nici ea nu poate, nici eu nu m-am dus la Câmpiana. Dacă putem și avem posibilitatea, mai târziu o să mergem și la Câmpiana. O să mergem, dar deocamdată uite că și noi tragem numai de ăștia, de o stare numai... Lasă, că mic este tu ieși. Să luăm! Să le luăm! Să luăm! Da, să știi că e mai bine așa. Să le luăm acasă! Da. Lasă că vedem ce facem, să terminăm și noi cu necazurile noastre și mergem. Acum ce să zic? Ce să zic că dacă aș avea o putere, aș face și eu multe, dar nu pot.
Mă duc mie să nu pui că nu pot să mănânc. Auză, mă refuz. Mâncăm acum. Mă gândesc că eu n-am timp să gătesc. Să fac. La prima, chiar s-am stat acasă să fac și eu pregătit, să fac mâncare la copii. Dacă toată ziua plecată... Uite, dacă fac eu un sărata pe mic. Bine, mai e tutunița, mai e la copii să mănânce, dar eu sunt plecată toată ziua. Vă aduc macarone cu brânză. Hai că aduc eu brânză, vezi ce brânză am adus de la banat. Eu nu mănânc brânză. Să vezi ce brânză de la banat? Eu mănânc numai anumită brânză, nu mănânc ordinare. Eu nu mănânc de oaie. Eu mănânc o singură brânză, atât. De vă, Leonardo! Dacă te mănâncă a dreapta, iei bani. Dacă te mănâncă a stângă, iei bani. A, nu e dreapta, stângă. Brânză de la banat. Mamă, câtă bucată! Uite așa fac la ea la banat. Uite cât e de mare, pe cumpăr de aici și o bucată așa mică la magazin. Uite ce brânză. Hai de capul meu, și tare de aia cu multe. Uite, și bună. Nu te ia mult. Asta nu merge să facem macaroni cu ea, nu? Mie să nu pui aici, că dacă o pui în gardie, nu mănânc. Ea nu mănâncă. Lasă acolo. Lasă acolo că... Asta, știi cum se face pe grătar? Nu mai tăia. De asta mânca taică mi-e pe gătă, de asta-i. Da, când veni, îmi oprirem și lui... Câte chile are bucata aia? Are vreo 2 chile. Mai mult de 2. Mai mult de 2 chile, e grea. Că-i bătut, e greu. Frate meu mânca numai așa pe grătar. De asta. Mamă, când o veni, i-am lăsat și lui o bucată din aia asta. Mamă, până la anul. I-am băgat în saramură, cum am învățat bănățănii, și când o veni cu natul meu mex, îi dau o bucată de asta, cum îi place și lui, să o pună pe grătar. Păi mai stă. Cum să o dă pe saramură? Păi de 50 de kg cât avem. Am o rucină de cumpărată mare. Păi și stă până la anul. Cumpărat-o. Aaaa, găsit ce mă aia este! Aaaa, găsit veniță! Am făcut și ciorbă, v-a adus și ciorbă. Nu mănâncă ciorbă. Dar adune și aici niște roșii să mănâncă Anca. Mamă, prietena mea care a copilării cu mine împreună. Eu nu prea țin la inima. Cum țin la Anca. Au gust de ardei. Anca care a crescut-o, unchiul meu Guaică, patronul. Au un miros. S-a adus toate panaramile să ia locul lui Anca. Cutunița nu ține, lasă să vorbească. Cutunița nu ține cu Anca, că e nașa ei. Nu ține, ține cu Alelange. Da, Dani. Sunt aici la Maco. Cutunița nu mai e aia care era, gata. Mai zic eu, s-a schimbat mult. Ce? Păi sunt cu soacra mea, ce e? Păi ce treabă? Ce calculez? Vai de capul meu, hai caval. Ce? Hai. Să mă duc acasă să-i calc socul meu, leu. Acum? Da. Păi unde se duce mama? Nu știu. Unde se duce? Că nu se duce niciunde. Dar și Dănuț, vină acum, Doamne ferește. A rămas aceea la noi acasă ca să ne încurcă, să nu facem nici filmare, nici nimica. Mine, mănâncă și tu. Dă să filmeze. Mamă, ce sunt de bune, din om în cătărie așa, sunt bune. Da, foarte bun. Da. Pe bună, foarte bun. Au gust, ce-ai băgat? Mă duc să vă aduc condimente de care mamă, ce facem noi. Dar sunt bune. Auzi, să vă aduc un... Au roșii în ele, cum place mie, cu prăjeală. Am făcut și ciorbă cu oase afumate. Nu, aia să mâncă înainte, dacă nu mâncam ardei. Să mănâncă copiii. Hai să vă aduc, să vedeți cum nu mai adun. Nu mai zici din ardea degeaba, că nu mâncă. Alex, noi ce facem aici? Stăm la masă, tu? Ce mănânci, mamă? Tu nu mănânci? Hai, da! Mamă, stai aici până mă duc eu acasă. Avem și pe aia mare. N-avem odină. Vedeți, prieteni, ziceți că noi suntem de vină. Am plecat și noi prin vecin să ne mai recreăm puțin. Și adevărul să spunem, ca să facem și filmare, că n-am făcut filmare. Și au sunat repede. Să se aducă lumina acasă la el să-l calce. Dar unde se duce? Unde? Uite, să-mi pun zamă de asta din ardei, ce bun sunt. Mamă, ce bun sunt. Am crezut că nu, credeam că nu mănânc. Copii! David! Am venit la bucătarul și bucătarul ne-a închis poarta în nas.
Mele gardei. Le-am închis poartă, n-ați bucătarul. Plecare la mare. Pe care? Sunt închiși în curte, doar. Mașina e la poartă, serios. Nu, nu fac greu. Păi cu ce merg? Cu tuba să mă iau. Hai, prieteni, ce să mai zic? Mă cheiem aici? Cum vrei? Vreau să lăs și supa lui Pesi, da? Supa de oase, lasă să vi-o aducă. Când ești stresat de cineva de acasă, sună repede. Dar să găspui. Lasă că mai așteaptă și aici. N-ai auzit, hai acum. Nu, dă nu mai. Așa e cu copiii mici. Trebuie să-i mai plimbi să faci. Bădezul nu mai sunt. Unde să duci? Nu știu. Și cum e treaba? Ei când filmează, eu mă feresc. Nu apar în filmările lor, nu fac gălăgii, îmi văd de treaba mea, îmi fac altă treabă în altă parte, mă mut. Îi las în pace, știi? Da. E dacă filmezi acasă, începe vinea bătrână numai de lume. Intră peste mine în bucătărie și zice, ha, lumină! Alex, beară, nu fă cu șaia, nu fă cu șaia. Și vine că filmezi. Dar ca să mă întrerupă pe mine. S-a ajuns să mâncați, lasă, mai așteaptă și domnul Leo, mai așteaptă și el. Lumina, hai să mănânci tu. Nu mai mănânc. Mamă, dacă vrei, te filmează Alex și mă duc eu. Ca să nu mai țipe. Vă mănâncă întâi. Nu mai mănânc. Mănâncă. Alex. Mai ce-și el 10 minute. Alex. Poale, nu mănâncă. Mamă, ce bun e. Nici n-am putut să mai mănânc cu sprăculița, mâncat cu mâna. Dar ea și zeamă fac. Da. Face și zeamă, nu sunt uscate. Îmi fac și o adică. Am adus o ciorbiță, cum facem noi acum. Cum faceai tot dată cu mine? Unde mai mâncăm ciorba asta acum? Au, da, de ce-i mine cum făceam noi ciorba de asta, cum mânca patronul cu noi? Păi cine mai mănâncă? Uite, oase de afumate, oase afumate. Mai aici, mărbuie. Păi mai poți să mai mănânc? Păi mânca așa cum mai târziu. Uitați, prieteni, are și puțină fidea și cartofi. N-am băgat mult. Așa se face la noi. Puțin. Pune mai de toate, așa, mișcă. Pui, pui, că nu mănânc. Pune un pic așa, un zi ăsta mai mic. Pune. Ca să nu zici că te refuz. Veniram de ranș pe capul am vostru și avea treabă. La mine mi-a și dor de tine. Aveau treabă aici. Papa, noi mai ne facem treburile. Iartă Dumnezeu. Îmi pare rău că... Un pic așa să vă spun. Nu bem, nu bem. Vă dau o sigură de vin. Nu bem, nu bem. Nu mai pune gata. Nu bem. Anca, păi, dar ce mă refuz? Dacă nu mai pune, dacă era el să pleacă. Da, nu pune, nu pune, că nu pune. Lumina mă refuz? Lumina e nepoata mea. O sunare auzi. Mă sunare să mă duc acasă. Îmi dau să, că așa de mult, poate așa zic să le iau. Mamă, ce-a zis bun. Am tocat carnea, de două zile am băgat-o, iar la frigider, că n-am avut timp, tot plec. Și am zis să fac la am mâncat, nici nu mă așteptam că mănânc, am venit așa să ne plimbăm. Am zis că vreau ce face bucătarul, ce pregătire. Dar n-am nimerit la bucătarul și am nimerit a doua poartă. La cumnatul bucătarul? Da. Roșie, da, bucătarul. Noi facem bio aici, nu facem legume din sat. Ăștia sunt legume din sat care vândeți. Nu, da. Nu ne place carne de oaie din asta. Dar nu, bucătarul cred că e închis în casă. Nu înțelegi lumina? Eu nu cred. Mașina e la poartă, nu umblă cu altă mașină. Aia e mașina. Cred că v-a văzut și nu a vrut să iasă. Au pus lacătul și... Uitați, prieteni, n-am burtă, n-am nimic, eu nu mănânc... Face sport în fiecare zi dacă mâncați. Dar nu știu ce are cu tunița cu tine să te burfești. I-am zis, mă, e sora mea, îmi pare rău că e sora mea. Dar ce am făcut? Și când vine la mine acolo la patoană, ce fai nașă? Da. Ah. Ia auzi, e acasă? Da, e acasă, poarta mare e deschisă. Ai văzut tu că e acasă? Mă, lumină, ăștia umblau pe poarta mare și noi ne-am dus la poarta mică. Mm. Poarta mică e închisă. Da, da, mamă, dar am strigat. Mi-a dat patru ani încă. Mi-a venit la mine aici, mi-a mai, luat azuiu, mi-a luat aia. Hai să vezi, hai! Mi-a zis că mi-a duce bani și nu mi-a dat nimic. Multă datorie, multă! Nu știu că am câțiva bani. Nu te tu! 1.700.000, dar lasă că-i mătuși cu mea, da. Lasă să vă după aia. N-are bani, n-are acum. Lasă că și ea ne-a crescut. Pe toate nepoatele ne-a crescut. E bătrână și acum. Lasă că le-a ajutor și noi acum. Se dă leu pentru ea. Nu, lasă, e mătușa mea, mă. Ne-a crescut. Am mâncat și din osul ăsta fumat, din toate. Da? Așa pleca, numai așa pleca patroana la bucătar. Mânca acolo, nu mai mânca acasă. Leonardo, aveți ce las? Mamă!
Doamne, a apărut cuțunița, prieteni, uitați. Era în grupă. Mersi, nu am vrut să s-o arată. Uite, a ieșit. A spus în grupă și când venea poarta mea, îi vedea din ție cuțuna. Ce faci? Am venit la tine în poarta închisă. Nu eram acasă. Acum ai venit de la cumnatul meu. O mașină era la poartă. Da, cu mașina lui cumnatul meu. Acum cum am adus al bătrân, tata. A, orice, mamă. Ala, la, nu, 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 cred. Uite și Maria. Ce nu ieșeam eu la patru afară? Și Maria din de la cumnatul meu, am acolo grătare, am stat pe cei. Ăla mâncare. Da, lui. Dă-i și lui David să nu mai țipe. Haide la mine să mă dai și voi. Hai mama la mine. Dar de lut, am dat ciorbă de tot cu oasă cu mare. Haide, hai să mâncăm și voi. Hai să mâncăm și voi. Am mâncat. Păi de când mai vine Anca pe la mine, mi-a ieșit tot de ea. Uite, uite, cutunita, uite, perversul. Tale, eu apar numai la mama, pe lângă. Apar numai la mama. De unde mai apare la mama? Că nu mai apare, dacă l-ai gonit. Apare copilul meu, Leonardo, nu mai vrei tu să apari. L-am gonit cu curtul, cu tot. L-am gonit-o pe patroana nașa, că era prea exagerat cu mâncarea toată ziua. Ea venea și în cursul săptămânii, am zis să vină sâmbătă și duminică. Păi și de ce ai dat vina pe noi cu tână? Faceți mâncare fiecare zi și nu mai vine, mai vine? Nu mai vine, mai o chem eu cu tău dată așa și mai vine. De trebuia eu să o chem, dar n-am chemat că veni Anca pe la mine. Mai veni la voi. Că ai la mine acolo să bei un par de vin, ceva, un suc. Nu beau vin. Vreau un suc aici, mâncare, unde nu mai pot. Mânca și aici. Bătați cum. Dar ce ardii făcut foarte bun. Știu că hai să mă gătește foarte bine. Că de la ea am învățat, eu nu știam să gătesc. Ia m-am învățat. Vezi cum recunoaște cutunița domnul acum, prieteni? M-ați văzut vreodată în filmările ei? Da, niciodată. Și zi mă, tu de unde ai învățat să gătești? A, am învățat de mult, m-am învățat patroana de mult. Dar bucătarul de nu te-am învățat bunica mea frutura, patroana? Patroana m-am învățat. Ai văzut bucătarul ce se plice pe la mâncare? Da, unde am văzut? Numai la friptură, a zis da, patroana. Dar nici bucătarul nu prea știa de mult. Nu știa. Tu de la mine am învățat și la patroana. Nu știa nimic. Și acum am învățat. Și ai văzut acum cum face el? Numai friptul, friptura. Ai văzut cât a burt a făcut? Da, făcut. Numai de friptură. Și în poi s-a făcut. Și în poi? Nu poate să mai meargă pe drum. Dar ai văzut cum arată bărbatul meu, strâmbit, așa, slab, plat. Da, la sală, face la sală, face ridică la piară. Face ridică la piară. Face sport. Nu, face sport. Să jenașul, veni și pe la mine și găsești poarta închisă. Gata, nu mai vrea să vorbesc cu tine. Ma, te-ai crezut că nu te primesc cum nu l-a primit nașul Leo pe Cătălin la București? Nu mai a răspuns la telefon dacă și... Dacă vă vii mașina la poartă, mașina vă dă de gol. Nu, pe mașina era, dar m-am dus cu mașina dormiți, lui. Dormiți și poarta închisă. Nu, am lăsat mașina și ne-am dus cu mașina lui cu mine. Hai cu tine să mai știu un ardei. Hai. Nu, hai. Nu că mâncai acolo. Am povestit la aici la fanii tăi că ai căzut pe scară. Da, mi-a părut rău de tine, dar și bine mi-a părut o țără. Că și tu ne bârbești pe Anca. Dumnezeu nu doarme, a? Nu doarme, Dumnezeu nu doarme. Păi ce că eu țin la naș acum. Acum? Ah. Și că nu sunt eu. Nu, că uite treabă cu prietenii. Unde e Leonardo? Uite, ah. Multă lume spune, Fanny, că tu vorbești de mine. Uite. Nu, în eu mai vorbesc cu nașul, mai cere păreri de la mine nașul. Și eu când zice, ce să-și cutunița? Bine că nu se-mi facă nașa cu mine. Că zic, da, nașule, ai dreptate. Asta mai zic ceva la vreun așa, cuvânt de-a lui. Ca să udu prieteni. Da. Dar așa. Nu zic ceva de rău de mata să zici ah. Că vorbesc ceva rău. Dar nașul mai mai apun și lui câteodată așa. Da, dar mai mult zic ca la Dana decât la nașa ta, eu am văzut. Nu, mă, că eu m-am încertat cu nașul, n-ați auzit? Am auzit. Că mi-a zis el că o s-o aducă pe Dana la mine la cort. Și am zis, ce să vină la mine la cort? Și de sala aia a dispărut și cortul și tot a format. Da, din cauza lui Dana s-a spart cort. Cum i-a zis eu la mama? Mamă, ce ai transpirat, Alex, te îmbolnăvezi, gata, să știi. Și m-a dat afară din ceatra ei, cum a dat afară? David, nu mai fă să țipe, te rog eu frumos, da, stricați vlogul. S-a supărat. Știi că mi-a zis de a trimis niște prieteni în mesaj. Ce? Nu știu, îi permis, nu. David! Alex, săraca femeie, de eu dădea patroana. Ia ne-a femeie. M-a dat afară patroana. M-a dat afară patroana din cauza ta. Păi de treabă. Era acolo atunci. I-a zis sora mea, că poate Fanny nu știe că e sora mea. Nu știu. I-a zis, zice sora mea,
De ce o gonești pe Anca și vorbești de rău pe Anca? Pe ea Madalina a crescut, era mică, ai avut grijă de ea. De ce acum vorbești de ea de rău? Și ea, te rog frumos să ieși afară, să duc la ce să caut la noi. Nu e la mine și atra mea, eu vin de la sorul meu, n-am venit prea. Și Marii ne-a primit mesaj. O să fie să nu vorbești și tu la fel. Dar cum ați văzut-o și pe nevoastră mea vedetă, ce înseamnă? M-am băgat-o pe vlog, gata. Dar vreți să o faceți și pe ea așa, mai grasă, mai... Facem canal, toți care suntem pe canal, suntem mai tânași ei, facem canal de YouTube. Eu nu vreau să mară la camere să o filmez, să puteți, dar pentru Anca, că am văzut-o la mine prima oară, o să-i facem mai venit și de un an de zile pe la mine, că eu tot am fost plecat. Să filmează și ea, ce se duce prin sate, ce vinde, ce gătește. Da. Păi da, și aia, trebuie să ne-a și resolută. Știi ce ne-am gândit? Și ce ne-am gândit? Să renunțăm la canalul de bucătărie, când s-a îngrășat bucătarul și eu toată ziua la mâncare. Ne-am gândit să facem altceva, nașă. Ce idee ne dai tu să facem să nu mai apărăm cu mâncarea? Păi dacă v-a spus numele de bucătar, asta e... Hai să mă răstui un ardei, te rog frumos! Du-te așa, Gea. Hai, hai să mă răstui un ardei, te rog frumos! Hai, lumină, să mănâncă și du-te, mănâncă, sunt copii afară. Prietenii asta i-am mâncat și aici am băut o cafea, dar n-am terminat cafea, mă să termin. Da. Era o cafea foarte bună. Ce cafea era asta? Pastilă. Nu mi s-a părut, era bună, aveam... Cum e și al noastră? Nu e, miroase cafea altfel, mi s-a părut mie, poate că am schimbat, nu știu, atmosfera, că n-am mai băut-o acasă. Acasă mi se părea că nu-i bună. Vezi cum mai pleacă omul de acasă. Suntem aici, s-a făcut asfaltul foarte frumos. Uita ce frumos a făcut primarul. Putem să le luăm, și vă mulțumim, prieteni, și vă dorim o seară plăcută, ce să mai... Pa, pa, prieteni, pa!